și cu rele nu-i vezi cartierul. Contează locul unde te naști. Cu bune și cu rele nu-i vezi partea. Așa cum e. Nu sunt cea mai bună persoană din partea asta, sunt toată și mai bună. Poate sunt și nu cred unul din cele mai strălucite vieți. Cineva să fie obligat neapărat că ar fi asta, nu? Dar ca și bună, ca să spun. În cartierul ăsta găsesc de toate, nu tot în orice cartier. Și bune și rele. Spre exemplu, iar m-a trebuit la Bușteanul ăla. Sigur, am pe internet, dar tot. Dane, eu nu-l cunosc. Acum s-a făcut cunoscut. Vezi. Și iată încă ești prezent. Băi, la tinerețea ta, fie încă ai probleme. Nu-și permiți să consumi ceea ce vrei. Eu nu sunt taică, nu sunt taică. Sunt un vecin de altă îndepărtat. Dar ce pot să zic? Sunt îndepărtat și ca vârstă. Sunt îndepărtat ca și educație. Eu nu sunt obligat să dau ție lecții. Lecțiile o să le primești de la viață. Acum încă nu-ți dai seama. Și e bine. Exemplu cel mai eloquent la care în mine. Sau cel apropiat. Tu trăiești în lumea ta, să spun. Te raportezi la lumea ta. Bună și cu rău. Dane, mori! Că treaba ta, țină cu mori așa. Fii atent că în 2-3 ani, de 10 ani, o să te mai mori la lumea. Hai, o luăm pe o logică simplă, dacă creierul încă îți mai funcționează. Și eu cred că da, că ești foarte. Ce vreau eu de la tine? Cred că nu vreau prea mult. N-ai ajuns în stadiu să ai proces de conștiință. Nu știu dacă nu știi ce era. La un moment dat o să ai un proces de conștiință și o să-ți dai seama. Na, îți zic mai popular. Când o să încerci să tragi linii și nu mai poți să tragi linii. O să fie ca în strâmbă linii. La tine rețeta, metabolismul tău. Știi ce la metabolismul? Corpul! Nu suportă. Uită-te în oglindă. Întreabă pe cineva. Ai cercăne. Nu prea mai fața. Înțeleg că pe tine poate eliminați. Poate atunci în culoare. Dar nu crede că stai imediat și ieși afară. Erai destul de treabă. Nu erai mai așa. Știi? Că tu n-ai creier prea mult. Scuză-mă că zic așa. Dacă o ții tot așa, se vede că n-ai creier prea mult. Nu prea ești dotat de la natură. Dar și dacă nu ești dotat de la natură, poți să te gândești mai lent, dar totuși mai exact, pentru tine, nu pentru mine. Nu trebuie să gândești tu pentru mine. Dacă am supraviețuit până la vârsta asta și cu iubiți ca tine, care tot urlă, mori, când mori, întreabă pe mama Omida. Și mama Omida, sau oricare altă vrăjitoare, o să zică, bă, puștare, lasă-te de băut. Sau lasă-te de ce pula mea faci tu acolo. Aia o să zică, nu mă interveni. De ce? Ești mult prea tânăr și se vede pe fața ta. Deci nu-ți rezistă corpul. Acum nu simți. Și acum ești la psihologia că ești nemuritor. Da, așa sunt. Și e foarte bine. Ajunge corpul la o stare de stabilizare. Fiecare are tinerețea lui. În care e nemuritor. Spre bătrânețe, oamenii începe să roage la Dumnezeu. De ce? Vor chiar viață. Viața veșnică. Asta e ipocrizie umană. Și să mai vezi ipocrizie umană și prostie. Sau nu? Între ajutorare. Asta nu trebuie să zic că uite, am cerșit și eu de o pâine și niște salată.
Am reușit eu pula mea să iau de la cineva, mi-a dat 50, mai să-i dau. O să-i dau luni, marți, când o veni crucea roșie, crucea violet sau crucea neagră, sau nu știu pula mea ce cruce mai e aia. E crucea măzi și alutas și alu copiii. Așa, când vine crucea lui copiii. Așa, o să iau din trei firfirici, cine știe ce pula mea mi-aduce, iar mâncare strigată. E crucea pulii, cred că se duce, e profanatoare, domnule. Hai, gata, domnule. Bă, fată, ia-mă viermi de copaci și coace și adu-mi să mănânc viermi. Viermi de aia, viermuși, care aia are pescarie aia, dar bare gătește-mi. Coace, ca la africani. Aș prefera așa ceva. Și după aceea te lauzi, uite, a început să mănânce vir. Băi, dar să fie copt. Că eu n-am aragat. A, hai la șopă. Și m-am dus eu să-mi iau salam. Am luat salam câteva feliuțe de un leu. A, de bună și alea. Și văd o scenă. Babă cu pensie mică. Baba cu pensie mică? Care vreau? Deci a băgat grebla în ăla și când a tras din pensia aia mică, care era vita mai cărămita care l-a lovit în cap pe Eminescu, i-a sărit un leu, mai săltere, pasul ștrengarului. Facă că nu jos. Eu m-am făcut, mie îmi dăduce salamul, m-am făcut mai mă uit la alte salamuri. Hai să-mi vezi scena. Prima dată am fost tentat. Băi, ar trebui să plece. Baba să ia leu. Dar nu, că baba știa. Am văzut. Cum? Nu se uita la leu, dar ea știa că după s-a uitat așa, dar era lene la baba. Deci a zis, moartea mă așteaptă acasă, să o fac să mă aștepte la întâlnirea cea de tai. Și fac eu, hai să vedem scena. Baba își lua alea cu începutul. Vânzătoarea îi le întindea. Baba, ha, își arăgea bani. Mamă, băi, avea niște treburi importante. Bă, ce ure ce pula. Un portofel de la dinainte. De la mare. Bă, ce pula mai trebuie? A, atâta. Băga, baba, pacă și pagă în paporni. Mamă, dar cum portatul de la așa. Era pe rev. Alea, pac. Și după aia vine un screvul, un om de mine. Și se screme așa. Nu zicea nimic. Și arăta jos spre leu. Eu, după aia am scos plic. Și am fotografiat. Deci baba era așa. Și după am părăsit scena, am zis, încă unul care e om de bine, se bagă în seamă la babă. Baba, de fapt, vă zic că spune, dar fi că dea 10 lei, prin da puteri supraomenești. Așa ei făcea coloana de boală. Se a plecat. Dar luat pentru un leu din lasa știi. La întâlnirea cea de dată. Întâi să fac eu treburile mele importante, hocus pocus, și după aia. Ăla.